Bine v-am găsit, sunteți la Regiunea în Obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. Elevii din școli au început cursurile de două săptămâni, astăzi ar fi a 10-a zi de curs. Pe de altă parte, se apropie începerea anului universitar. Despre asta vom vorbi în prima parte a emisiunii Regiunea în Obiectiv de astăzi. Așteptăm studenții să vină la cursuri. Vom fi în direct în câteva momente cu Anca Buzoianu, care este rector al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Respectiv îl vom avea prin telefon pe Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai. Așadar, doi rectori dintre cei șase care sunt în acest moment la universitățile de stat ale Clujului. Îi salut pe Anca Buzoianu și Daniel David. Bună ziua! Bună ziua! Doamnă Buzoianu, încep cu dumneavoastră. Vă rog frumos să-mi spuneți cum începe anul universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Anul universitar pe care îl așteptăm și care se deschide luni va începe în scenariul 2, adică o parte din activitățile vom face fizic, o parte vor rămâne online. Noi începem cu studenții, cu ciclul de licență în format normal, fizic, iar o parte din cursurile de la școala doctorală și la masterat le vom ține online. Bun, și cum ați împărțit? Adică mă gândesc la faptul că, de exemplu, e foarte greu de făcut online, nu știu, chirurgia, de exemplu. E foarte important, cred, ca acei studenți să fie la cursuri. V-ați asigurat că lucrul acesta se întâmplă, mă gândesc. Da, așa cum v-am spus, la ciclul de licență, deci toți studenții noștri vor fi prezenți la cursuri, la lucrările practice și în stagiile clinice din spital, în format fizic. Online rămân doar cursurile de la școala doctorală. Bun, am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, în ce măsură sunt vaccinați profesorii la dumneavoastră? Știu că a existat în primăvară o întreagă discuție despre faptul că ați cerut ca toți profesorii să se vaccineze. În ce măsură sunt vaccinați studenții? Din fericire, avem un procent ridicat de vaccinare. În rândul cadrelor didactice, cam 7-8% nu sunt vaccinați, dar aici sunt incluși și cei care au trecut prin boală. Iar în rândul studenților, la Facultatea de Medicină, cam 90% din studenți sunt vaccinați. Am o mare bucurie, de exemplu, dintre studenții internaționali care încep, cei 400-500 de studenți internaționali care încep cursurile luni, avem 3 studenți nevaccinați. Deci majoritatea studenților sunt vaccinați și majoritatea cadrelor didactice. Pentru cei care nu sunt vaccinați, vor fi posibile testele bisăptămânal. Așadar, pentru cei care fac cursurile în format fizic, mă gândesc că toată lumea va avea certificatul acesta verde. Da. Bun. Spuneți-mi care e situația în cămine. Ce faceți cu căminele? Dacă și acolo se fac teste, dacă și acolo se cer certificate? Cazarea studenților în cămine s-a efectuat deja. Am primit atât studenții vaccinați, majoritatea, aproape 2000 și ceva de studenți sunt vaccinați. Avem 70 de studenți care nu sunt vaccinați și care se vor testa de asemenea bisăptămânal. Bun, deci toate lucrurile par în regulă. Cum se vede? Noi sunteți la o facultate, la o universitate, de fapt, care este practic în prim plan acum, având în vedere, sigur, criza sanitară. Și știu că v-ați implicat în vaccinarea populației, în diverse acțiuni. Vreau să-mi spuneți, dacă se poate, cum mergeți mai departe cu aceste acțiuni? Suntem departe de a finaliza pandemia asta, din păcate. Așa cum spuneți, din păcate, dar suntem optimiști, pentru că eu cred că odată cu noile măsuri de restrictive, o mare parte a populației care poate a fost nehotărâtă până în acest moment se va vaccina, iar noi ca instituție vom continua să fim promotorii vaccinării, pentru că de fapt asta este și menirea noastră, vom ajuta populația să înțeleagă care este importanța vaccinării pentru a reveni la o viață normală. Începem deja de luni vaccinarea cu doza 3 și cu siguranță vom mai avea acțiuni de responsabilitate socială pentru populația județului Cluj, în care vom ajuta autoritățile pentru creșterea ratei de
vaccinare. Sunt A, vedeți că acum, optimist. îmi cer scuze, acum de câteva zile, de vreo două zile, sub spectrul acesta că este nevoie de certificatul verde pentru intrarea la cinematografe, la spectacole, la festivaluri sau ce se mai întâmplă, nu se mai întâmplă festivaluri din păcate, la restaurante și așa mai departe, lumea a început din nou să se vaccineze. Aveți studenți care ajută la această campanie de vaccinare, că presupun că e nevoie de personal acolo. Da, nu avem studenți. Studenții de-abia s-au reîntors din vacanță. Probabil o să se implice așa cum au făcut-o și până acum. Avem rezidenți care ajută atât la vaccinare cât și la triajul epidemiologic de la aeroport și de la Direcția de Sănătate Publică. Deci noi o să ne implicăm cu toate forțele, și studenții, și rezidenții, și colegii noștri, în susținerea autorităților în campania de vaccinare. Și haideți să fim optimiști, până la urmă se vede luminița de la capătul tunelului, o să treacă și valul 4 și să sperăm că de data asta, în primăvară, o să putem să revenim la viața normală. Cum analizați valul acesta al patrulea? În calitatea dumneavoastră, sigur, de medic, de specialist în zona aceasta de medicină, este ceva care, din câte am înțeles, e mult mai virulent decât valurile precedente. Eu n-aș putea să fac astfel de afirmație, pentru că nu este specialitatea mea. Totuși sunt medic, dar sunt farmacolog și pediatru, nu sunt epidemiolog și nu-mi place să vorbesc dacă nu sunt expert. Dar nu cred că va fi un val mai grav. Poate vom avea mai multe cazuri. Asta este cu siguranță așa, pentru că tulpina este mult mai transmisibilă, varianta Delta. Dar cazurile grave, având în vedere că o parte din populație e totuși vaccinată, sper să fie mai puține. Eu așa cred. Cum spunea, sunteți pediatru. Acest val al patrulea afectează foarte mult copiii și este cel mai dureros lucru să vezi că suferă copiii. Așa este. Deci asta mi se pare problema mare la acest val al pandemiei, faptul că sunt afectați copiii care sunt în colectivitate și tinerii care poate n-au posibilitatea să se vaccineze. Sper ca până la sfârșitul anului, așa cum a promis Agenția Europeană a Medicamentului, să fie aprobat vaccinul și pentru vârstele mai mici, pentru că asta este cheia ieșirii din acest val, pentru că nu putem să oprim școala copiilor, nu putem să-i ținem izolați. Efectele pe termen lung asupra psihicului lor și asupra stărilor de sănătate mentală ar fi mult mai grave. Deci dumneavoastră susțineți că ar trebui, ce, de la clasa, de la vârsta de 8 ani sau de unde să înceapă vaccinarea? Testele pentru vaccin sunt în acest moment de la 5 la 11 ani. Am înțeles. Deci credeți că ar trebui și copiii mai mici de 12 ani, cum este acum, să se vaccineze? Părinții sunt foarte reticenți la copii. Vaccinarea merge mult mai prost decât la adulți. Asta e statistica. Asta este normal, într-un fel. Te gândești la copilul tău, nu? Ca la ce ai mai drag pe lumea asta. Și e normal să fie reticenți părinți care ei s-au vaccinat, să aibă unele îndoieli cu privire la vaccinarea copiilor, dar până la urmă trebuie să evaluăm riscul și să facem acel raport risc-beneficiu și să ne dăm seama că pentru copil este mult mai bine decât să-l ții izolat sau decât să-l expui bolii. Deci, cum vă explicați că unii dintre români preferă riscul acesta de a se îmbolnăvi grav de COVID, de a muri chiar pentru unii dintre ei? Că există o statistică, ne spune, un procent dintre cei infectați ajung, din păcate, la deces, da? Preferă această cale decât aceea de a se vaccina din nu știu care rațiuni. Pentru mine lucrul ăsta, din păcate, este foarte clar. Suntem la coada Uniunii Europene. Este o rușine că avem un procent atât de mic de vaccinare comparativ cu media Uniunii Europene și, din păcate, asta se explică dintr-un singur lucru, lipsa de educație, lipsa de încredere în știință și în medicină și, până la urmă, proporția mare de analfabetism funcțional, care la noi în România știți că e dublă față de media Uniunii Europene. Și cum reușim să, adică pentru a se finaliza, pentru a termina odată cu pandemia aceasta, mă gândesc că până la urmă trebuie să ne vaccinăm cu toții, nu toți, 80%, asta înseamnă cu toții, pentru că se atinge un prag critic.
cum îi convingem pe adulți și până la urmă și pe copii să se vaccineze? Care ar fi ideea? Până acum tot ce s-a făcut s-a dovedit a fi așa un semi-eșec. Haideți să nu folosim cuvinte atât de dure, semi-eșec, dar este regretabil. Păi avem 30, în jur de 30%. 30% este mai puțin de jumătate din cât ne-am propus. Eu știu că toți cei implicați în strategia de vaccinare au depus eforturi mari pentru ca să ajungem și la acest 30%, dar pe de altă parte trebuie să fii sprijinit în această strategie și fără sprijinul autorităților competente ale statului nu putem să mergem mai departe. Deci vor trebui luate acele măsuri restrictive care de fapt au și început să fie luate, așa cum ați văzut, pentru că altfel nu o să putem. Iar părerea mea personală, că acei răspândaci de știri false, de strategia anti-vaccin ar trebui pedepsiți, deci nu cu ușurința cu care se lansează astăzi în spațiu public, pe toate canalele de televiziune, de mass media, toți antivacciniștii sunt mult scos în evidență, din dorința de rating, cred eu, în loc să fie pedepsiți, inclusiv toți cei care răspândesc astfel de știri false și care până la urmă pun la îndoială reușita campaniei de vaccinare. Doamna Anca Buzoianu, tot ca specialist vă întreb, când credeți sau cum credeți că se va încheia pandemia aceasta? Și vreau să vă fac o comparație cu gripa spaniolă, da? Care a ținut 3 ani. Un istoric prezent aici la emisiune ne-a spus că s-a terminat după 3 ani, dar a avut un reviriment după încă vreo 5 ani, în 1926. Noi suntem mult mai avansați din punct de vedere tehnic, medical, în acum după 100 de ani și cu toate acestea, imediat sunt 2 ani de când virusul acesta circulă și nu pare că vedem luminița de la capătul tunelului. Eu sunt un pic mai optimistă. Cred că totuși o vedem. Faptul că s-a dezvoltat într-un an un vaccin cu o eficiență crescută este totuși foarte îmbucurător și ne dă posibilitatea să fim optimiști, dar nu este suficient. Adică pe lângă vaccinuri care vedeți că se actualizează, se perfecționează, cred că vor trebui introduse în terapie și medicamente pentru tratamentul formelor grave de boală, astfel încât să scadă mortalitatea și știu că sunt în studiu cel puțin 7 astfel de molecule și până la sfârșitul anului se speră să fie introduse pe piață. Bineînțeles că vor avea costuri mari, dar asta este păi situația. Păi noi n-am găsit leacul pentru gripă. Ba da, leacul pentru gripă există, domnule Spogul. Se numește Tamiflu și este un medicament antiviral excepțional. Deci există. Când faci gripă, te simți foarte rău, iei Tamiflu și starea se ameliorează rapid. Asta vă spun nu ca profesor de farmacologie, ci și pe pielea mea. Deci există leacul pentru gripă, există vaccinul antigripal. Așa o să fie și pentru COVID, dar mai durează, implică costuri, așa încât n-aș putea să vă spun când se va termina pandemia. Probabil va mai dura cu mici izbucniri sau mai mari sezoniere, dar probabil că va mai dura un an și jumătate. Nu putem să facem afirmații, cel puțin eu nu pot pentru că nu sunt expert. Deci gripa spaniolă sau acum COVID, egal 3 ani, orice am face, oricât ar evolua, nu-i așa, lumea de pe pământ, pățim același lucru. O ultimă întrebare aș avea. Ce am învățat noi în aceste 9 luni de când ne vaccinăm? Pentru că la momentul când s-au dat primele vaccinuri, în decembrie 2020, se spunea că nu a fost testat suficient, că nu știm mai încolo de 3-4 luni ce se întâmplă. Știm mai multe acum despre acest vaccin, știm cât ne protejează el, dacă va trebui să ne vaccinăm în fiecare an de acum încolo sau pentru ce perioadă ne acoperă vaccinul acesta. Știm mult mai multe și
era normal să fie un vaccin experimental la început, dar a fost testat pe suficiente persoane, a fost testat pe peste 40.000 de pacienți și niciun medicament nu-i testat pe mai multe persoane. Deci trebuie să fim rezonabili când facem astfel de afirmații. Deci acum nu mai este un medicament experimental. Vaccinul nu mai are stadiul de experimental. A fost aprobat și este un vaccin sigur și eficace. Evident, avem deja și anticorp monoclonal și câteva alternative terapeutice, favipiravirul și alte medicamente antivirale. Deci avem protocoale clare de tratament și cred că ne situăm mult mai bine decât eram în urmă cu un an și jumătate. Însă suntem vulnerabili în fața știrilor false, suntem vulnerabili în fața necunoscutului și a anxietății pe care acesta o generează și cred că aici este foarte mult de lucrat la disciplina socială, la felul în care se difuzează informațiile care pot să facă atât de mult rău unui întreg popor. Și vă dau exemplu nostru. Deci suntem la 30... Mai degrabă unor oameni care nu sunt pregătiți să discearnă între știrile corecte și știrile false. Este foarte greu. Chiar oameni cu pregătire superioară uneori cad victimă știrilor false. Este foarte greu și trebuie să fii specialist ca să discerni. Cu toții cred că am căzut în capcana știrilor false. Dar faptul că se propagă pe canalele media antivacciniștii și cei care au atitudine neștiințifică, cred că asta se poate reglementa de la nivelul autorităților statului, pentru că până la urmă avem de câștigat cu toții ca popor. Doamnă Anca Buzoianu, rector al Universității de Medicină și Farmacie, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Sper că lumea a înțeles mai multe despre cum începe anul universitar la dumneavoastră, dar și despre această pandemie și despre vaccinul în care ne punem atât de multe speranțe.